Europa Express. Întrebări fulger cu deputații europeni. Descoperă-i pe cei care te reprezintă în Parlamentul European. Bună ziua și bine v-am găsit în cadrul seriei noastre exclusive de interviuri rapide cu deputați europeni înaintea alegerilor europene din 2024, Europa Express. Oana Tache sunt eu și astăzi avem ocazia de a obține o altă perspectivă asupra vieții de zi cu zi, a provocărilor și a experiențelor personale ale distinșilor noștri oaspeți care ne reprezintă în Parlamentul European. În această serie de întrebări fulger lansată de Biroul Parlamentului European în România, ne propunem să descoperim esența activităților, să evidențiem problemele cheie și să vă oferim o modalitate directă de a-i cunoaște pe cei care modelează legislația europeană. Fără alte mențiuni suplimentare, începem acest interviu rapid cu domnul Cristian Bușoi, membru al Parlamentului European din partea grupului Partidului Popular European și președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Bună ziua, domnule Bușoi, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem așa acest interviu rapid, în mare, mare forță. Vreau să știu ce v-a inspirat, ce v-a motivat să deveniți membru al Parlamentului European. Am devenit europarlamentar în 2007. După câțiva ani de experiență internațională în cadrul Partidului Național Liberal, am fost liderul studenților liberali și am fost secretarul internațional al PNL între 2004 și 2007. Legătura cu celelalte partide europene, legătura cu alți colegi secretari internaționali, participarea la anumite reuniuni europene la acel moment, mi-a deschis perspectiva unei acțiuni și activări la nivel european. Descrieți rolul dumneavoastră în Parlamentul European într-o singură propoziție. Sunt președintele Comisiei de Industrie și Energie, activ pe subiecte și dosare legislative în domeniul sănătății, raportor pentru programul de sănătate al Uniunii Europene 2021-2027. Cum arată rutina dumneavoastră de dimineață? Cafea sau ceai? Cafea, cappuccino. Dacă nu ați fi membru în Parlamentul European, ce ați face? Mi-aș dori să pot să activez mai mult în politica națională, atunci când nu voi mai fi membru în Parlamentul Național. Sigur că și o activitate în domeniul privat poate fi luată în calcul. De ce realizare a Uniunii Europene sunteți cel mai mândru? Piața unică europeană și faptul că nu există granițe între țările Uniunii Europene. Spuneți-mi așa, trei exemple despre impactul pozitiv pe care l-are Uniunea Europeană asupra cetățenilor și care în prezent sunt luate de-a gata. Păi, unul dintre lucrurile de care se bucură cetățenii europeni este să circule liberi în interiorul Uniunii Europene. Avem o mică nuanță legată de Schengen pentru țările care nu sunt în spațiul de Schengen, dar chiar și așa, dacă ne aducem aminte, unii, cei mai mulți sunt cei tineri, țările care ne urmăresc, dar generațiile mai în vârstă își aduc aminte de cozile umilitoare la pașapoarte, la viză, așa cum pentru cetățenii în afara Uniunii Europene se întâmplă în acest moment. Al doilea lucru ar fi, în mod evident, fondurile europene. Deja ni se par că sunt lucruri comune pentru România, trebuie doar să le absorbim, trebuie doar să investim banii cât mai bine posibil, dar fără existența Uniunii Europene nu ar fi posibil. Și poate al treilea lucru ar fi roamingul în interiorul Uniunii Europene. Faptul că vorbim la același tarif în orice țară a Uniunii Europene. Puteți împărtăși o poveste de succes a colaborării între statele membre ale Uniunii Europene, care a avut un impact pozitiv asupra cetățenilor? Cred că tot ceea ce a însemnat colaborarea în timpul pandemiei poate fi considerată o poveste de succes. Faptul că a existat o solidaritate, inițial știți bine, cea mai lovită regiune a fost cea a nordului Italiei, chiar și medici români au mers acolo, s-a făcut o mobilizare. Apoi să ne aducem aminte, în ciuda unei competiții pentru ventilatoare, pentru măști, pentru alte materiale sanitare, totuși a existat oarecare solidaritate. Faptul că atunci când au fost disponibile vaccinuri pentru cei care au dorit să se vaccineze și am promovat la acel moment ideea de vaccinare pentru a opri pandemia, nu au profitat țările mai bogate, mai avansate, cele care aveau fabrici de producție pe teritoriul lor, cele au fost distribuite pro rata la toate țările Uniunii Europene. Deci felul în care am reușit să comunicăm, să ne mobilizăm în pandemie
Este o poveste de succes care a salvat foarte multe vieți. Puteți enumera cele mai importante 3 inițiative ale Parlamentului European care promovează sustenabilitatea și protecția mediului în Uniunea Europeană? Cea mai importantă viziune despre protecția mediului, despre lupta împotriva schimbărilor climatice, este evident Pactul Verde European, Green Deal, care este un concept politic larg și care apoi a fost translatat în foarte multe alte acte legislative. Apoi pachetul Fit for 55, pregătiți pentru reducerea emisiilor de CO2 cu 55% în 2030 și ceva care am votat chiar în această săptămână, care noi cei din Partidul Popular European am avut anumite rezerve, nu a ideii în sine, ci pe anumite exagerări și pe anumite cerințe puțin cam excesive, Nature Restoration Law, legea restaurării naturii. Domnule Bușoi, sunteți, așa cum am spus în deschiderea acestui interviu, membru al Parlamentului European din partea grupului PPE și președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Cum arată o zi din viața dumneavoastră în Parlamentul European? De când sunt președintele acestei comisii, foarte aglomerată, pentru că cel puțin în acele săptămâni în care avem comisie, dincolo de timpul pe care îl dedic conducerii efective a lucrărilor comisiei, sunt o fel de întâlniri cu secretariatul, cu diversi stakeholder, cu diversi colegi care sunt raportori și care trebuie să-mi explice anumite particularități. Trebuie să merg la trilogurile, ședințele de negociere între Parlament, Consiliu și prezența Comisiei Europene. Eventual poate să vă descriu ziua de astăzi a interviului pe care îl avem, pentru că tot o evocam chiar înainte de a începe acest interviu. Am început la Strasbourg de data aceasta, la ora 9, cu prezența în plen, cu discursul pe Strategic Technologies for Europe Platform, platforma tehnologiilor strategice pentru Europa, cuvântul de început în locul raportorului și apoi intervenția de final. M-am văzut cu ambasadoarea Ungariei, care reprezintă Coreper și care își pregătește președinția la Uniunea Europeană. Am avut apoi o întâlnire cu profesorul Mario Draghi, care este bine cunoscut, a fost premierul Italiei, a fost președintele Băncii Centrale Europene și pregătește un raport despre competitivitate. Apoi au fost voturile, o ședință de voturi importantă, pentru că a fost revizuirea MFF și câteva alte subiecte, inclusiv legea restaurării naturii. A urmat un plâns de lucru cu International Oil and Gas Producers, producătorii de petrol și gaze, care ne-a prezentat un studiu interesant despre cum arată piața gazelor în următorii ani, care sunt predicțiile, ce nevoie avem, de unde putem face rost pentru a ne asigura securitatea energetică. A urmat apoi ședința președinților, președinților de comisii, atât cu Mario Draghi, cât și dialogul cu președintele Consiliului Economic și Social, plus pregătirea regulilor de funcționare a comisiilor în perioada următoare. Avem acest interviu, urmează grupul PPE, întâlnirea cu colegii jurnaliști și apoi o cină de lucru cu câteva dintre companiile din domeniul energiei. Și asta într-o singură zi? Asta într-o singură zi. Nu toate zilele arată chiar la fel. Sunt și zile în care călătorim. Ieri am călătorit, au fost doar câteva intervenții în grup și apoi intervenție în plena seară. Dar e foarte important ca lumea, în general, să știe, sunt zile foarte intense. Da, că există o dinamică și, în general, când lumea se strânge la Bruxelles, la Strasbourg, se întâmplă lucruri, nu... Da, și joia, vinerea, mai ales vinerea, sunt zile foarte pline în țară, pentru că trebuie să ne întâlnim cu colegii, trebuie să ne întâlnim cu... să mergem la diverse evenimente, mai mergem la televiziuni sau... Care la... e cel mai dificil aspect al jobului, să-i spunem, dumneavoastră? Cred că nevoia de a fi în același timp în mai multe părți, de a interacționa cu cât mai multă lume, de a te implica în cât mai multe activități și reuniuni. Care e, din perspectiva dumneavoastră, o realizare specifică a Parlamentului European care a făcut o diferență reală în viața europenilor? Aș spune roaming-ul, aș spune de curând... sprijinul acordat Ucrainei, care sigur a fost o decizie la nivelul șefilor de stat și de guverne, dar și ca urmare a presiunii Parlamentului European. Care este cea mai subestimată realizare a Parlamentului European despre care ar trebui să știe oamenii? Cred că sunt foarte multe subestimate.
cred că luate la un loc toate aceste activități de zi cu zi, toată această muncă legislativă, tot ceea ce înseamnă construcția europeană este subestimată. De la firul ierbii până la cel mai înalt nivel. De la firul ierbii până la cel mai înalt nivel. Da. Cel mai solicitat pachet legislativ la care lucrează în prezent Parlamentul European, care credeți că este? Ne aflăm către finalul acestei legislaturi și am cerut alături de alți președinți de comisii, de președinta Roberta Metsola, Comisia Europeană să nu mai vină cu inițiative legislative pe final, decât dacă sunt extrem de urgente. Dar dacă ne referim la ultima perioadă, cred că pachetul Fit for 55, pregătit pentru 55, a fost de departe cel mai complex pachet legislativ pe energie, pe partea de mediu, Comisia ENVI, multe aspecte legate de agricultură, transport, faptul că ne îndreptăm către mașini electrice. Deci o largă arie a 19 inițiative legislative sau de politici publice. Care este acel lucru pe care ați vrea să-l știe mai mulți oameni despre Parlamentul European? Faptul că există foarte multă seriozitate, că există un ritm de lucru pe care, evident, l-au impus colegii din țările cu mai multă experiență în politica europeană, colegii germani, colegii nordici, colegii olandezi, colegii francezi, în general, țările mai bine organizate și cu o cultură a muncii, inclusiv în politică, mult mai dezvoltată, cu ritm poate mai puternic decât țările mai nou intrate în Parlamentul European sau țările latine, cu o aplecare mai mult către dezbaterile politice, către interacțiunea între oameni, ca să spun așa mai elegant, și poate mai puțin focusați pe amendamente, muncă pe text, activități de zi cu zi extrem de intense. Spuneți că suntem pe finalul legislativului. Care este viziunea dumneavoastră pentru viitorul Uniunii Europene într-o propoziție? Un spațiu al solidarității, un spațiu care să-și regăsească competitivitatea la nivel internațional, care să acorde mai multă atenție susținerii industriilor, locurilor de muncă, în complementaritate, sigur, cu partea de ecologie, cu partea de luptă împotriva schimbărilor climatice, de susținerea tehnologiilor curate, regenerabile, mașinilor electrice, dar care să nu uite că suntem totuși într-o competiție globală și că avem nevoie ca Uniunea Europeană să rămână un spațiu al prosperității. Care este acel sfat pe care l-ați dat tinerilor care sunt interesați să se implice în politică sau în serviciul public? Cred că implicarea este extrem, extrem de importantă. Sigur că foarte relevant este background-ul profesional, cunoștințele dobândite. Trebuie să existe mereu în cariera fiecărui om un plan B, acel al profesiei, în afară de implicarea politică. Dacă vorbim de serviciu public, sigur, acolo trebuie multă seriozitate, multă etică, multă integritate, pentru că din ce în ce mai mult societatea este intolerantă cu lenea, cu necinstea, cu anumite conduite care poate erau mai răspândite înainte de existența rețelelor sociale, de existența internetului și a comunicării rapide. În opinia dumneavoastră, care sunt primele trei provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană astăzi și explicați, vă rog, într-o frază, cum le poate aborda într-un mod eficient Parlamentul European? Provocarea numărul unu este riscul de a pierde competitivitatea, riscul de a fi depășiți în domeniul digital, în domeniul inteligenței artificiale, în anumite industrii, fie de Statele Unite ale Americii, partenerul nostru strategic, fie în cazul siderurgiei, aluminiului, cimentului, industriilor grele, agriculturii, de țări asiatice sau de țări din afara continentului european. Și aici ne trebuie o strategie industrială mai clară, ne trebuie mai multe investiții și ne trebuie o readaptare a Green Deal. Apoi, sigur, războiul este la porțile noastre. Noi, ca români, o știm bine pentru că este foarte aproape de granița României. Este o mare provocare. Aici, solidaritatea europeană, nevoia de a investi mai mult în industria de apărare, de a ne pregăti, de a fi mai clari susținători ai Ucrainei și apoi, dacă se va întâmpla vreun incident cu una din țările europene, de a fi solidar și a acționa imediat cu curaj, ar fi extrem de important. Și sigur, poate a treia provocare foarte importantă este cea legată de migrație. Avem datoria de a-i primi în interiorul Uniunii Europene pe aceia care fug din calea războiului, din calea morții, din calea foametei, din calea nedreptăților. Și, din păcate, în ultimii ani,
vorbim de conflictul din Siria, de conflictul din, de conflictele din Nordul Africii, mai nou de Ucraina, și știți foarte bine că România și alte țări europene au fost extrem de deschiși, de primitori și au sprijinit refugiații ucrainieni. Dar trebuie totuși să găsim acel echilibru în care, dincolo de refugiații politici, dincolo de refugiații care vin să aducă o plus valoare Uniunii Europene, să combatem rețelele de trafic de ființe umane, să combatem infracționalitatea, să combatem această radicalizare din zona imigraților de religie musulmană, care deja s-au enclavizat în anumite capitale europene și care resping valorile și modul de viață european. Și aici lucrurile trebuie cu toată diplomația, dar și cu toată fermitatea legii, să fie repuse în făgașul normal. Care este acel sfat pentru cei care vor vota la alegerile europene din iunie 2024? Sau cel mai important motiv pentru ca cetățenii să voteze la alegerile europene? Întotdeauna e important să mergem să votăm, fie că vorbim de primar, fie că vorbim de președintele unei țări, de parlamentarul care te reprezintă la București, sau de cei 33 de europarlamentari care, sigur, pot părea departe, pot părea cumva că sunt și se bucură de anumite privilegii, dar care în realitate pot să aducă o plus valoare intereselor României în interiorul Uniunii Europene. Sfatul ar fi să meargă să voteze și, sigur, să se uite cu atenție și dacă consideră că merită să voteze politicienii și partidele pro-europene, pentru că România are foarte mult de câștigat. Nu vorbim doar cei 80 de miliarde de euro numai în acest exercițiu financiar. De mult mai mulți bani pe care am primit, de faptul că am beneficiat de investiții europene, de faptul că în România s-au creat locuri de muncă, că foarte mulți români și-au găsit un rost și și-au ajutat familiile de acasă, sigur, cu muncă grea uneori, îndurând umilințe, îndurând provocări, alții și-au găsit o carieră în afara României și apoi s-au întors pentru a replica în România ceea ce au învățat în alte țări ale Uniunii Europene. Prin urmare, am avut enorm de câștigat. Gândiți-vă ce ar fi fost să fim în afara Uniunii Europene. Da. Uitați-vă la Serbia, uitați-vă la țările din Balcani, uitați-vă la Republica Moldova, uitați-vă la Ucraina. Prin urmare, haideți să dăm semnal că România trebuie și vrea să continue să fie partea construcției europene. Care sunt cele trei politici sau inițiative specifice pe care ați vrea să le vedeți adoptate de Parlamentul European în următorul legislativ? După strategia de luptă împotriva cancerului, Beating Cancer Plan, aș vrea să văd în următoarea legislație un plan de luptă cel puțin la fel de ambițios, cu instrumente financiare atașate și cu o sprijin politic pe măsură pentru lupta împotriva sau combaterea bolilor cardiovasculare. Sigur, cancerul are un impact teribil și avem deja soluții pentru a diminua impactul, pentru a crește supraviețuirea, pentru a vindeca anumite tipuri de cancer, mai ales cele în fază timpurie, dar principalul ucigaș astăzi sunt bolile cardiovasculare sau este datorat bolilor cardiovasculare. Aici prevenția este extrem de importantă, stilul de viață și, evident, tratamentul adecvat pe partea de sănătate. Apoi, în domeniul energiei, un domeniu pe care l-am descoperit în ultimii ani ca președinte al Comisiei de Industrie și Energie, trebuie să continuăm să construim piața energiei unice europene și România să devină un hub energetic regional și chiar european, cu cele două noi reactoare, cu reactoarele modulare nucleare, evident, cu gazul din Marea Neagră, cu potențialul mare pe care îl avem pe regenerabile, solar și eolian. Dacă avem și legislația europeană corespunzătoare, putem aduce multă prosperitate și mulți bani bugetului național al României. Sigur, trebuie să ne facem și noi treaba în România. Și apoi trebuie să, așa cum spuneam, și va fi poate principalul mesaj pe care să-l promovez în campania electorală, indiferent de locul și de rolul pe care o să-l am pe listele Partidului Național Liberal, avem nevoie de o strategie industrială adevărată. Pe lângă Green Deal, Pactul Verde European, următorii 5 ani trebuie să avem un industrial deal, un pact industrial, pentru că altfel riscăm să fim depășiți nu doar încă o dată de aliatul nostru strategic, dar din păcate și de adversarii și competitorii noștri mai puțin prietenoși. Domnule Bușoi, dacă ar fi să luați cina cu orice personaj istoric, care ar fi acela?
În adolescență și în liceu am fost puternic impresionat de Socrate, de filozoful grec care promova acel concept de echilibru, de sofrosinera, mă rog, conceptul pe care l-am deprins atunci, că lumea și lucrurile și oamenii trebuie să se află într-un echilibru, că la orice problemă putem găsi o rezolvare. Un mod de viață echilibrat și sigur asta duce la înțelegere, duce la pace, duce la evitarea unor conflicte, duce la evitarea exceselor. Poate dintre personajele politice m-a impresionat foarte mult, chiar dacă a fost prezentat uneori într-o manieră, mai ales de Alexandre Dumas, mai puțin pozitivă, cardinalul Richelieu și ce a reușit el să facă în perioada de glorie a Franței, fiind un om politic, dar și un om al spiritualității, un om al bisericii. Ar fi mai multe personaje, dar am dat doar două exemple, dumneavoastră mi-ați cerut unul. Ați intrat deja și în zona de carte, mi-ați luat cumva vorbele din gură. Cartea sau filmul preferat pe care considerați că ar trebui să o citească sau să-l vizioneze toată lumea? Un profesor foarte important american, doctorul Daniel Yergin, a scris două cărți care merită citite pentru că din ce în ce mai mult energia, schimbările climatice sunt provocări la adresa vieții noastre de zi cu zi. Și ultima carte despre harta lumii, care este în mod evident influențată de energie și de schimbări climatice, ar fi o recomandare pe care o fac către cei care ne urmăresc. Mulțumesc tare mult! Spuneți-ne, sunteți o persoană matinală sau pasăre de noapte? Nici. Nu pot spune că lucrez foarte târziu în noapte, dar nici nu sunt o persoană care se trezească la ora 5-6. Revenind la discuția cu echilibru... Echilibru, exact! Da, adorm undeva în jurul miezului nopții și mă trezesc undeva la 8 dimineața. Dacă ați avea o superputere, care ar fi aceea? De a intui mai bine reacțiile oamenilor și de a... și poate gândurile lor de conflict și de a preveni acest lucru încercând să găsim soluții pentru anumite nemulțumiri, agresivități sau frustrări pe care uneori oamenii le au, sunt greu de intuit, nu și le exprimă și fac mult rău celor din jur. Definirea nevoilor, practic, și... Da, bun. Sigur că există psihologi, există parapsihologi, există oameni care, prin studiu, prin anumite abilități, pot să intuiască anumite reacții sau pot să prevadă anumite reacții ale oamenilor, pot să le analizeze. Mi-ar plăcea mult ca în politică sau în spațiu public, dacă ai putea să intuiești anumite nemulțumiri la care poți găsi răspunsuri, în România și în Europa ar fi mai multă armonie și mai mult spirit constructiv. Puteți să împărtășiți o anecdotă personală care să prezinte spiritul de colaborare din Parlamentul European și care a dus la rezultate pozitive? Cred că ar fi interesant la un moment dat, pentru că spuneam că sunt raportorul Programului de Sănătate al Uniunii Europene, EU4Health, 2021-2027. Este un program care a fost la început extrem de modest ca buget, 400 de milioane, după pandemie a crescut la 5,1 miliarde, acum s-a mai ajustat după revizuirea MFF și nevoia de a ajuta Ucraina. Era în timpul pandemiei, negociam cu președinția germană, Jens Spahn era ministru german, eu mă aflam la București, secretariatul ITRE se afla la Bruxelles, câțiva colegi shadows se aflau în diversele capitale sau orașe europene, ministrul Spahn era la Berlin cu toată echipa de la Berlin, ambasadorul german era în Bruxelles. Era destul de dificil pentru că cei care sunt familiarizați știu că trilogurile sunt niște negocieri, te oprești, te duci pe grupuri, începi să lucrezi pe text. Era foarte, foarte dificil să o facem de la distanță și deși este extrem de neuzual, am rezolvat foarte multe din asperități și am reușit să finalizăm într-un timp record negocierile printr-un șir de SMS-uri cu ministrul Spahn. Nu era poate extrem de democratic, să zic așa, și nici foarte transparent pentru
mulți dintre cei care ne urmăream, evident, nu era nimic secret, urmăream cu toții punctaje și anumite... dar uneori a fost extrem de interesant pentru că ministrul fiind extrem de voluntar, extrem de puternic în Germania, evident, cea mai importantă țară a Uniunii Europene, încă o dată era în timpul pandemiei, mintea îi stătea la spitale, la nevoia de a găsi soluții, cum măsuri de sănătate publică și foarte doritor să terminăm cât de repede ca să avem și acest program. Venea mereu cu idei inovative care nu se găseau în amendamentele depuse de Consiliu, de Parlament. A fost o experiență interesantă, nu neapărat anecdotică, uneori amuzantă și care a arătat că uneori relația personală dintre doi jucători cheie în acel moment, eu, liderul echipei din Parlamentul European, ministrul german, liderul echipei de la Consiliu, reprezentantul ministrilor sănătății, puteau găsi soluții foarte rapide, ajutați de tehnologie, chiar dacă, încă o dată, eram în capitale diferite la mii de kilometri distanță. Domnule Bușoi, cum pot cetățenii obișnuiți să intre în contact cu deputații lor europeni și să participe activ la procesul democratic? Scriindu-le direct. Suntem în epoca Instagramului, Facebookului, mă rog, ar trebui să le spun pe toate, mai puțin o platformă destul de nocivă, care, sigur, din păcate, este extrem de populară, mai ales printre tineri. În România, și în România, zonele rurale. În zonele rurale, da, nocivă. Dar prin rețelele de rețelele sociale aproape orice mesaj poate ajunge. Evident că e-mail-urile europarlamentarilor sunt publice, încurajez, dacă sunt lucruri mai consistente, mai de substanță, care nu pot fi transmise pe o rețea socială, vă asigur că e-mail-urile nu sunt monitorizate doar de deputați, dar și de staff-ul deputaților. Uh-huh. Și chiar dacă poate uneori e dificil să primească un răspuns, vă asigur că ele cel puțin sunt citite. Domnule Bușoi, ne obligă Uniunea Europeană să mâncăm carne artificială sau insecte? Și care sunt acele trei lucruri pe care oamenii le pot face pentru a nu cădea pradă dezinformărilor, narativelor false despre Uniunea Europeană? Nu, nu ne obligă Uniunea Europeană, nu ne va obliga niciodată să mâncăm insecte, nici măcar nu ne încurajează. Sigur că sunt lucruri scoase din context și într-un spirit manipulator prezentate ca și neajunsuri sau anumite obligații pe care le-ar impune Uniunea Europeană. Oamenii trebuie să lămurească uitându-se la surse oficiale ale Uniunii Europene. Nu sunt întotdeauna foarte friendly, nu întotdeauna le regăsim în toate limbile. Poate uneori e un limbaj mai tehnic. Nu pot, nu orice om, chiar și eu după 17 ani, 16, că am avut un an de președinție a Casei de Sănătate și am întrerupt mandatul de europarlamentar 2013-2014, dar din 2007 până astăzi, cu atâta experiență și lucrând la atât de multe acte legislative, ca raportor, ca președinte de comisie, uneori mi-e greu și mie să parcurg o directivă sau un regulament foarte tehnic. Nu putem avea, mă rog, nu le putem cere oamenilor să ducă pe o analiză atât de amănunțită. Dar Comisia Europeană, Parlamentul European, birourile de informare, deputații care au lucrat, de multe ori încearcă să facă rezumate pe înțelesul oamenilor. Și dacă se duc la o sursă reliable, la o sursă oficială, se pot informa în mod corect. Și vor vedea că restul sunt doar niște postări manipulatoare, dezinformatoare pe o rețea socială și doar niște teorii penibile ale conspirației. Care este acel lucru pe care îl poate face Parlamentul European pentru a-și îmbunătăți comunicarea și pentru a se conecta mai bine cu cetățenii? Parlamentul European are o structură extrem de bine organizată și extrem de profesionistă. Sigur că, ca în orice structură, ca în orice organizație, se pot face ajustări. Are și un buget destul de consistent. Poate ajustând anumite cheltuieli, inclusiv cu deplasarea la Strasburg a unui număr poate mult prea mare de oameni din staff. Poate digitalizând mai mult și făcând anumite economii, să investească mai mult în comunicare, să investească mai mult în promovare, în parteneriate cu televiziuni, cu
lideri de opinie, cu influenceri, independenți. Evident, păstrând proporțiile și uitându-ne un pic și la riciu și la influența pe care fiecare astfel de... Dar făcând acest lucru va crește gradul de implicare și gradul de informare al cetățenilor europeni. Dumneavoastră, cum interacționați cu cetățenii astfel încât să vă asigurați că preocupările lor sunt ascultate la nivelul Uniunii Europene? În mod direct, participând la nenumărate evenimente, mergând și participând la dezbateri în studiourile de televiziune. Evident că acolo nu e prin intermediul moderatorului. Uneori sunt anumite dezbateri mai de nișă, nu neapărat în prime time, care preiau și anumite întrebări care se pun live pe o anumită platformă, un mail sau o anumită adresă de rețea de socializare. Merg la diverse evenimente pe care colegii mei le organizează. Îmi scriu nenumărați cetățeni pe rețelele de socializare. Sunt nenumărate căi și încerc să le folosesc cât de mult posibil. Domnule Bușoi, la final, pe o notă mai personală, dacă ați putea schimba un lucru la Uniunea Europeană sau la Parlamentul European, care ar fi acesta și de ce? Cred că exact această comunicare mai intensă ar fi ceea ce ar trebui să schimbăm. Din păcate, ar trebui o umanizare a instituțiilor europene. Evident că încearcă fiecare comisar, fiecare europarlamentar, președinta Comisiei Europene, dar, din păcate, încă a rămas imaginea unei structuri hiperbirocratice, nu e întotdeauna așa, cu oameni bine pregătiți, bine plătiți, cu cariere solide, profesionale în spate, dar cu aer de tehnocrați, poate rupți de realitățile de zi cu zi. Iarăși nu este așa, am descoperit foarte mulți oameni, altfel foarte serioși, foarte severi, foarte experți așa și foarte tehnici, care sunt extrem de conectați la problemele nu doar din țările din care provin sau problemele Bruxellesului, dar chiar cunosc bine problematicile României sau țărilor pe care le-au vizitat sau pe care le urmăresc în calitatea pe care o au. Poate umanizând puțin instituțiile europene și comunicând mai mult, Uniunea Europeană va avea de câștigat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru dialog, domnule Bușoi. Și eu vă mulțumesc. A fost alături de noi domnul Cristian Bușoi, membru al Parlamentului European din partea grupului Partidului Popular European și președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Oana Tache sunt eu, ne revedem curând într-un nou episod Europa Express. Nu uitați, folosiți-vă votul, folosește-ți votul, use your vote și mergi la vot pe 9 iunie 2024.